Joi, polițiștii serviciului rutier Neamț, alături de colegii din Bacău și Suceava, au desfășurat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere, în special a celor cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză. Pe E85, la ieșirea din Horia spre Bacău, mai mulți șoferi au fost verificați și sancționați contravențional. Acționăm în sistem integrat împreună cu colegii de la IPJ Bacău pentru combaterea excesului de viteză pe DN2. Sunt avute în vedere și celelalte încălcări la regimul rutier, depășire, consumul de alcool, dar în principal temperarea vitezei pe acest sector de drum. Care a fost viteza maximă până acum înregistrată? Cel mai mult pe zona Secuienii noi am avut o viteză de 128 de km la oră în localitate, dar mai sunt colegi și pe alte sectoare de drum și o să vedem la centralizarea rezultatelor care a fost recordul negativ de viteză. Cum a fost sancționați șoferii? Deci în conformitate cu prevederile legale, cu amendă contravențională și în cazul în care este depășirea vitezei cu mai mult de 50 de km pe oră, cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Agent principal de la motivul opririi este că v-am fost detectat până inscripționata cu 102, într-o limită de 70 la oră. Buletin permis și asigurat de mașină. Rămâneți la mașină până întocmesc procesul verbal, mulțumesc! România a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității din Uniunea Europeană în anul 2020, cu 82 de decese la 1 milion de locuitori în urma accidentelor rutiere, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică.